La cea de-a 10-a ediție a evenimentului cultural Sinfonii de Toamnă, care a avut loc în seara zilei de 29 septembrie în centrul Sucevei, au asistat aproximativ 10.000 de oameni și s-a strâns echivalentul a 12.500 de euro din donații. Evenimentul a fost organizat de Clubul Rotary Bucovina Suceava doar cu bani din mediul privat. Managerul de proiect, Dan Ioan Cușnir, a declarat că banii s-au adunat din donațiile făcute de public și din vânzarea în scop caritabil de apă și vin în timpul evenimentului. Potrivit acestuia, banii din donații au fost colectați în 10 minute și ajută să fie dus mai departe visul a 5 elevi de a-și continua studiile. O altă parte din fonduri se va îndrepta către Spitalul de Psihiatrie din Siret. Cei 5 elevi care vor fi sprijiniți sunt în clasa a 10-a la Colegiul Național Petru Rareș și sunt ajutați cu burse de Clubul Rotary încă de anul trecut. Ei provin din mediul rural și au rezultate foarte bune la școală. Anul acesta la Sinfonii de Toamnă, spectatorii s-au bucurat de interpretarea unei minunate selecții de opere ale muzicii clasice de către Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie, Corul Filarmonicii Paul Constantinescu condus de maestrul Eduard Dinu, iar ca soliști soprana Maria Miron Sârbu, contratenorul Cezar Oatu, baritonul Iordache Basalic. În deschidere a urcat pe scena Sinfoniilor de Toamnă soprana Mădălina Stan și pianista Liana Mareș. Seara s-a încheiat fabulos cu efecte pirotehnice, lasere, focuri de artificii și spectacol cu drone.